SCMU Craiova s-a clasat pe locul al doilea la Cupa Craiovei, competiție ce s-a desfășurat în sala polivalentă și s-a încheiat la sfârșitul săptămânii. Basketbaliștii lui Andel Comandic au câștigat două meciuri cu BCMU Pitești și Energia Rovinari și au suferit o singură înfrângere în fața campioanei Asesoft Ploiesc, scor 74-90 în ultimul meci al turneului. Prahovenii au și câștigat Cupa Craiovei cu 3 victorii din tot atâtea partide jucate. Jucătorii craioveni au recunoscut după meci că adversarul le-a fost superior. Ce să zic, a fost un meci extraordinar de greu, cu o echipă de un nivel european. După cum știți, joacă FIBA Cup, ceea ce este a doua competiție europeană după Euroliga, deci o competiție foarte, foarte puternică. Se vede că sunt totuși la un alt nivel decât noi momentan. Sper că pentru fiecare dintre noi este o lecție bine venit acum, mai ales sunt chiar la ultimul meci din presezon, pentru că știm la ce să ne așteptăm și sper că am învățat cât mai multe, să fim mai puternici, asta în primul rând. Suntem mulțumiți, dar avem o mare hibă, trebuie să jucăm mult mai puternic și mult mai bine apărare, pentru că eu sunt sigur că în echipa noastră sunt jucători care, avem 6-7 jucători care oricând poate să-și dea o grămadă de puncte, deci nu e asta important, deci ofensiva merge. Numai că, din păcate, defensiva, cum se vede, primim foarte multe puncte, 100 de puncte de la Târgu Jiu, astăzi am luat 80-90, în Serbia are 90 de puncte, deci foarte multe și dacă luăm atât de multe puncte nu putem să câștigăm. Un public extraordinar, când o să fie și sala acum, deci nu mai mă gândesc așa, când sunt numai 2000 de spectatori și ce nebunie, dar când sunt 4000 jumate și... Deci e un sentiment extraordinar, ce să zic, mă simt foarte, foarte bine și sper să fie publicul ăsta care vine bucuros de ceva, să le dăm ceva, să fie se bucure și să vină la sală și să ne iubească în continuare. Avem de corectat, avem jucători care au intrat care au nevoie încă să se integreze, dar sper să le rezolvăm cât mai curând, fiindcă vin acum meciurile oficiale și încercăm să nu mai facem pași greșiți. Da, îmi pare rău că eu sunt de 3 zile abia am reînceput antrenamentele, am avut o ruptură musculară, am stat 3 săptămâni aproape. Asta nu e o scuză pentru meciul de astăzi, dar cer și eu, cu ajutorul băncii tehnice, să revin cât mai repede la tonusul fizic necesar ca să-i ajut pe băieți mult mai bine. SCMU va disputa joi primul meci oficial acasă cu UMO Bitelco Cluj, meciul tur din prima fază a Cupei României. Partida va începe de la ora 17:00.